吧。嗯。梦想的部分，努力的努力，其中嘛，有发起不了钱的，什么就是得出钱，还是得满足钱的这个，meu mulțumesc ce a decis de publicului conferințelor sale, cam așa mă bucur să vă văd atât de mulți, dar constat că atunci când se vând cărțile mele, nu vă grăbiți. Ei, în cazul ăsta, nu-i nevoie să stărui, cred, asupra faptului că sunt moștenitorul unei arhive particulare, extraordinare. Față de care trebuie să-mi fac toată datoria și diverse cauze care cred se pot justifica, am întârziat să valorific materiale ca acesta, materiale cum e jurnalul unit al anilor 1938-1940. Nu mai sunt altele, este un text unic și, cum veți vedea, sper, de un mare interes pentru a înțelege istoria acelei epoci, când în ajunul războiului o disoluție a societății și a statului făcea din România teatru unor confruntări dramatice și cea mai ilustră victima acestor ciocuri a fost chiar un jurnal. Revine să spun și că mai sunt medii de yoga care așteaptă date. Fie în Arhiva Familiei, fie în Biblioteca Academiei chiar. Dar în orice caz trebuie semnalată importanța unei corespondențe excepționale, corespondența care timp de 10 de ani se adresa Nicolae Iorga de la toate nivelele societății românești. Ceea ce înseamnă că până la clasarea, identificarea în curs astăzi, nu putem spune altceva decât că o societate întreagă se oferă în aceste scrisori, contactul fiind păstrat zi de zi. Am primit ieri conținutul a două pachete de scrisori care reprezintă anii 1921 și 1933. Și între cei care le-au trimis sunt personalități cu totul remarcabile din istoriografia străină sau românească, dar sunt protagoniști ai politicii internaționale și totodată învățători, soldați,
dar vrei deci ar fi spus el, care avea pentru ei o înțelegere și o dragoste necurmată. N-am să încerc să rezum aici conținutul celor 3 ani despre care citorul urmează să afle, fiind adus în prim plan oameni cu un rol important în România, începând cu liderii ei. Evident, asupra acestei experiențe, fiecare din noi are de reflectat. Dar sunt bucuros de prilejul care mi se dă să ascult doi prieteni care fiecare la rândul său și-a luat sarcina de a arăta românilor importanța acelui titor al așezămintelor pe care ei le conduc. Și îmi pare bine că le conduc ei.